Primăria Municipiului Iași face demersuri pentru supralărgirea bulevardului Rosetti de la poligonul ISU de pe DN24 până la intersecția Podul de Fier. În viitor vor fi construite mai multe obiective în zonă, precum Spitalul Regional de Urgențe sau Sala Polivalentă. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași a inițiat o procedură de achiziție pentru elaborarea studiului de fezabilitate pentru supralărgirii DN24 între rondul giratoriu spre Popricani și poligonul ISU. Bulevardul supraalărgit va avea patru benzi de circulație, sensurile fiind separate fizic printr-un parapet. Finanțarea se va realiza din fonduri nerambursabile în baza acordului de parteneriat între Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere și Primăria Municipiului Iași.